Potrivit reprezentanților unității militare din Târgu Jiu, tânărul avea domiciliul în comuna Alimpești, era necăsătorit, iar referințele despre comportamentul acestuia sunt foarte bune. Din primele informații, nu este vorba despre sinucidere, ci de faptul că arma caporalului s-a descărcat accidental. Pe data de 18.09.2013, în jurul orelor 9, caporalul Toader Ioan Adrian, din cadrul unității noastre, a fost găsit decedat prin împușcare în postul de pază. Evenimentul se cercetează de către parchetul militar Craiova și o comisie numită de comandantul unității. Până la acest tragic eveniment, militarul a avut un comportament normal. A fost anunțată familia. Familia militarului a fost imediat anunțată de această tragedie. La scurt timp, la garnizoana Târgu Jiu a ajuns și iubita tânărului. Sora lui, prietena, ce s-a întâmplat? Sunteți din familie? Nu te lasă să intre. Ești prietena lui? Nu pe cineva să vină. Nu mă La fața locului a ajuns și un echipaj al ambulanței, însă medicii nu au putut decât să constate decesul. La ora 9:03 s-a primit pe linia unică de solicitare 112 un apel prin care se era chemată ambulanța pentru un posibil deces. S-a deplasat mașină tip C cu medic, unde s-a constatat o plagă prin împușcare la nivelul capului cu dilacerare de substanță cerebrală. S-au chemat organele de abilitate pentru a se face demersuri necesare și a se constata decesul. Nu se putea face nimic? Nu se putea face absolut nimic, întrucât era plagă prin împușcare cu decerebrare. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost ridicat de Serviciul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei. Un procuror militar a ajuns la Târgu Jiu pentru a investiga moartea caporalului Ion Adrian Toader. Potrivit anchetatorilor, toate datele de până acum conduc la ipoteza că militarul a murit împușcat accidental. În jurul orei 9, caporalul se pregătea să schimbe tura și a scos încărcătorul armei. Un glonț a rămas însă pe țeavă și când a verificat pistolul mitralieră, glonțul i-a străpuns mâna stângă și a ajuns în cap. Caporalul Adrian Toader va fi înmormântat vineri cu onoruri militare.